Bine că am fugit. Bine că nu mai m-am dus. Incendiul a izbucnit în jurul orei 10 la sediul local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din Mihăilești. Primii care au observat fumul și apoi flăcările au fost vecinii care i-au alertat și pe cei 3 funcționari aflați în birouri la acea oră. Sătenii au sunat imediat la 112. Prima dată am auzit țipete fluierat. Este un om aici care a ieșit afară, a văzut, a strigat la dânsii ca să iasă, a ieșit unul dintre ingineri pe geam, a întrebat ce s-a întâmplat. A ieșit ce s-a întâmplat, ieșiți afară că ardeți ca șobolani, au scos calculatoare din câte a văzut unul dintre calculatoare și după aceea au luat foc instantaneu, din cauza la o anexă care... V-ați speriat? M-am speriat, bineînțeles, și astea mici începuse să plângă, să țipe, să... Și ne-am speriat foarte tare, au venit pompieri pe o jumătate de oră, ce au întârziat, dar a fost bine că au venit. Era fum în magazin aici, zic, mă, de unde iese fum? Am ieșit afară și când mă uit aici, ei au avut o magazie de lemn lângă clădire aici. Și ieșea fum. Am ieșit la poartă acolo, am fluierat, am strigat la ei, bă, zic, ieșiți afară că a luat foc clădirea. A ieșit un domn inginer aici și după aia chema pompieri tot ce trebuie să facem. Până la sosirea pompierilor, flăcările s-au extins cu repeziciune și au distrus etajul 1 și acoperișul clădirii. Reprezentanții SUA au estimat că incendiul s-a întins pe o suprafață de 250 de metri pătrați. Din fericire, pompierii au reușit să stingă focul înainte să cuprindă și stația GPL, care se afla în apropierea anexei de unde a pornit incendiul. La sosirea forțelor profesioniste pentru intervenție, incendiul se manifesta cu violență la nivelul etajului 1 și al acoperișului unei clădiri în care își desfășura activitatea Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, filiala Mihăilești, pe o suprafață totală de circa 250 de metri pătrați, cu posibilități de propagare la vecinătăți din cauza vântului puternic. Circa 20-30 de metri de această clădire era un rezervor cu butan pentru alimentarea centralei termice a clădirii. Acesta nu a fost afectat. Deocamdată, pompierii nu s-au putut pronunța cu privire la cauzele incendiului. Vecinii cred că focul ar fi putut fi provocat de o țigară aruncată în magazia de lemne aflată în curtea instituției. Bănuiesc că a fost ceva acolo și de acolo s-a luat foc. Scurt circuit ceva? Nu, scurt circuit nu putea să fie că n-a fost curent electric în magazin. Deci altceva, o țigară aruncată la întâmplare. Oficialii Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură susțin că este posibil ca flăcările să fi afectat o parte din aparatură sau câteva sute de dosare cu documentele fermierilor. Toate aceste aspecte se vor cunoaște abia după ce echipa formată la nivelul APIA Buzău va finaliza ancheta internă. Din ceea ce am înțeles de la cei care au fost în clădire, se pare că sunt afectate și o parte din documentele existente într-unul din birouri. Având în vedere că dispunem de sisteme informatice, toate aceste documente, dacă va fi cazul, vor fi cu siguranță reconstituite, numai că lucrul acesta îl vom putea face abia după finalizarea acestor verificări. Arhiva este la parter și nu a fost afectat în niciun fel spațiul de la parter. Discutăm doar despre dosarele care erau în această perioadă în lucru, respectiv campania 2015, cererile unice de plată, și o parte din campania 2014 pe două comune, pentru că biroul afectat este al celor doi funcționari care gestionau fiecare câteva sute de dosare, într-adevăr fiecare. Sediul local APIA de la Mihăilești a fost construit în urmă cu doar 3 ani, iar investiția s-a ridicat la aproximativ 1 milion de lei. La Mihăilești se înregistrează documentele aparținând fermierilor din 7 comune, numărul acestora ajungând la circa 2800.